Hărnicie, suferință, emoție, muncă, plus 3 goluri senzaționale. Așa a arătat echipa României în meciul câștigat cu Ucraina la Euro 2024, cea mai categorică victorie a tricolorilor la un turneu european. Golurile acestei victorii au fost marcate de Nicolae Stanciu în minutul 29, Răzvan Marin în minutul 53 și Denis Drăguș în minutul 57. Lui Edi Iordănescu i-a ieșit perfect planul tactic. A cedat intenționat posesia, i-a tras pe ucraineni într-un meci de uzură și a așteptat o sclipire pe contraatac. Cred că întreaga echipă a făcut un joc defensiv foarte bun. Nu numai linia de fund, și mijlocașii au făcut un joc defensiv foarte bun. Mijlocașii, deci absolut toată lumea a participat, s-au apărat în ultimii 30 de meci, în treimea proprie, cu Drăguș și fiecare a încercat să blocheze spațiile unde putea să joace adversarul. Deci, per total, toată echipa a făcut un joc tactic foarte bun. Toți jucătorii pot să-i remarc pe absolut toți, dar aș da o notă mare pentru execuția lui Nicușor Stanciu, care într-adevăr e execuția de excepție.